Bună seara! Salut! Ce faci? Vreau să beau un Red Bull. Energie pentru sală și îmi pun bani pe cont. Am fost bani pe bani pe cont. Băieți, bună seara! Noi cu Dan ne ducem azi la sală, azi o să facem un vlog împreună. Eu azi o să fac o teagă, deadlift, el o să facă astăzi pieptul, gym-ul. Fiecare pe valdama lui. Noi ne antrenăm azi așa, light, from shop, să-i prindem plăcere. Pe parcurs o să vă mai povestim cu ceva. Se vede? Strădu teaca, teaca așa stai mai ok, trebuie să stres să audă, știi? Dar să audem mai. Nu, dar puțin el așa. Cum? Așa. Stai. Așa? Da. Ui, nu. Nu, așa. Așa? Da. Și mâna intensitate. Aha. Să ne pus. Da, eu nu prima filmeam singur pe mine. Eu nu știu cum să mă filmez, cred că așa e cel mai eficient. Și deci ne ducem la sală, e duminică, ora 5 seara. Și eu sunt motivat să fac azi un deadlift. Kilograme așa solide. Cum am spus, pe parcurs vă povestesc. Поехали. Так, то малышка, аз нам спала очи курацы. Кто на мама ей? Сейчас не качаем. Аша. Să mai povestesc eu cu ceva, până mașina să-mi văzuște mai scurt. Vreau să vă spun despre antrenamentele mele, despre planurile mele, poate plus minus, așa și vreau eu. Vreau foarte mult să împing mult la piept, vreau să ridic 320 de jos în deadlift. Și pentru asta eu fac 5 antrenamente, 4-5, mă strădui 5 slam pe săptămână. Azi e al doilea antrenament la deadlift. Am încercat să fac luni, iarăși deadlift, o săptămână în urmă, dar nu s-a primit. Am făcut numai 240 la 3 ori și nu s-a primit, am simțit că nu e energie, nu știu, nu eram în stare. Astăzi e a doilea antrenament pe săptămână la deadlift și ne ducem să facem. Eu sper că, tare sper să primească azi, pentru că n-are încotro să nu se primească, nu prostă n-are. Și eu îmi să-mi fac azi fără pois. Vreau să-mi întăresc tare spatele. Până la 240-260 kg să încerc fără pois să fac pentru a întări spatele. Și o să fie azi așa. Mai mult vlog, mai mult vorbă. Let's go. Așa ne-am pus aici, băieți, 90 de kg. Am așa fac încălzire. Părăt. Aici da, nu știu ce este, face gym-ul. Mai plon. Let's go. Asta e rebocea la tine? Ei, da. Davai! Lăsa-mă asta, te deșești. Așa, mă, zfacă, dă-i gază. Da. Mai spune. Ce? Ca să vă încălzeți mai ușor, mai ales la gym. Când vă ieșeți, faceți repede și țineți aerul în voi. Obstângele începe să circule. Te filmează? Fac și un set din încălzire. Ce bun! Griful ăsta e bun! Super bun! 90 kg, facem încălzirea în clasică și au după 200, cred că, după 150, apă strică în sumă. Până când în clasică fac. În clasică mai bine să încălzești spatele. Așa, băieți, am să vă povestesc pe când cam ies pe antrenamentele mele, până când mă odihnesc între seturi. Mă antrenez acum total, powerlifting, nu fac multe repetări. Nici tare îmi place să fac combinații la exerciții, mie îmi place să mă antrenez fitness, mă antrenez bodybuilding, să fac multe repetări, să mă pompez. Dar chestia că dacă vrei să ridici multe kilograme și să împingi mult, asta nu este bine, că asta e alt domeniu. Și ne schimb total programa. Uneori chiar am să fac și așezări și deadlift în aceeași zi, pentru că eu vreau să ridic mult și vreau să mă așez mult. În martie o să fie o competiție în Moldova și pe mine m-a motivat mult Cristi. El la competiții de astea, amul care a fost în toamnă, a câștigat cupie, două cupe frumoase.
și sunt foarte frumoase. Eu am slivaret aici și chestia e că vreau și eu să câștig așa copii. Și asta e motivația mea, pentru că în martie vreau să particip și eu. Dar dacă câștig acolo un loc sau ceva, este șansa să mă duc și mai departe. În mondiale, să câștigi bani, să faci capustă, să te arăți, să mai învățați mai multă lume. Deci, eu am spus până la 9.320 și gymul 140, asta e 100%. Let's go, faci mai departe setul. Îmi place și greful ăsta când îi arunci bara jos, când... Da, am aruncat-o prea tare. Mă refer când îl arunci jos, apoi greful amortizează și asta se simte că asta înseamnă că el e elastic și e bun pentru deadlift. Da, el nu e. Davai, doamne, dă-i bătaie. Cât e aici? 50? Așa. Domnul vrea să aibă cea mai mare hept din toată Moldova. Așa e bun, îmi place, frumos. Da, luați seama, băieți, uitați-vă și tehnică, frumos. Să înțelegi că Danul nu prea tare să căcești des la sal, nu tare des să căcești, dar el când se apucă, apădă jos ca și faci tot frumos. El e tare pasional de gym. Полевом, рюкзак марш. Да. И барба. А еще 250 килограмм. А если ты 16, да, на марш стал 20 килограмм. Да, ну что, пенку сейчас? Ам пост 20, не хелпим перц. Да. Сендай гриф. Да, сендай гриф. Кровотатя моя марш. На марш, что гриф сендай, я дайлась читать. Și la urmă am să scot una de 15, am spun 20 și am spun 25. Și am să iasă că dau încă câte 15 kg. Înțelegi? Super, așa? Și am să fie ideal prost, așa să fac un 280 kg, să-i mai pe. Am un 250, dar davai duci faset, eu te filmez davai. Cum căciești grădacul. Poate aici s-a pompat. Давай. Ты пот. Шинкуна, шинкуна, сдай, дай шинкуна. Ушёл. Сос, импиз, это терия. Мазфака. Я фильмец, братан, я фильмец. Так честно, я бы весь так вес. Пока ты моя покута. Fără pois. Mergeușă, este rezervă. În 286. Liber. Dar am ținut și m-a acordat și mi-a dat voie să ridic ușor. Da. Încă? Da. Давай. Ах!
Hai și diferență, 260 am făcut odată, dar 250 la 5. Hai bun. Deci, doamne, să o pade pe cei triceps. Dar vreți să pompieze băiatul, pentru că noi spuzăm la urmă și vreți să aibă mâini mai mari pe mine. Ia de. Dă-o după cap. După cap. Așa, scoate-l ței uleac înclinat. Așa. Da, nu trebuie să dai peste cap, după. Hai, hai, așa. E bun. Yeah! Așa. Da. Ești legal afară, potet? Ești legal afară, potet? Diplomul n-a venit, nu vă. Da, mai, da, mai. Asta e, după ce faci steaga, după ce faci stana, băi, nu ai puterea să te duci în mână. Deși doamne nu a făcut de div, dar eu lui e greu să duc. Dar mai până la urmă. S-a zabivit prin plece, da? Antebrațul. Sergiu, zici că... Că e tare greu să fii focusat. Tare vrei să te distrezi, să te dihnești, să zici că vreau leac să mă lihnesc, că unii mă grăbesc eu așa. Reușesc sau hai nu azi că azi s-a obosit sau acudat. Focusul e greu să-l ții în cap. Sare mult, am o rețele de socializare care te sustrage. Și mai ales dacă ești tânăr, îți place fetele, îți place exact. Da. Important e să știi ce vrei. E tare, tare trebuie să știi ce vrei, să fii focusat pe asta, asta să te miști pe tine. De exemplu, dacă tu nu ai scop, tu n-ai teaga asta de a face. N-ai pentru ce să te duci la sală, n-ai pentru ce să te antrenezi, pentru ce să revii 300 de kg, pentru ce să te duci să te cacești, vopșie. Dacă tu n-ai scop, trebuie să ai un tare mare scop, care să te miști pe tine. Și fiecare îl găsește în diferite metode. Cineva se uită la video, cineva se gândește, cineva citește, cineva vreau să duci la sală și se antrenează. Nu tot timpul este motivație. Motivația noi singuri ne facem, tot aici în cap, tot de aici. Starea ta. Și înăuntru. După muzică. După muzică, da. Eu! Și noi cu Dana o grăim că el tot e motivat. Și el nu tot timpul merge la sală, da, când îți duce. Da. Apoi zici, trebuie de căcit. Trebuie că de căcit, ca să... Tare, tare îți schimbă starea căcealca. Anume antrenamentul, da. Dai tot maximul aici, tu ești din sală curat și spiritul tău și gândurile tale, tot e curat. Tu ești așa liniștit, ești calm, tu poți să... Deschizi chakra. Deschizi chakra, da. E tare fricol, adică n-ai negativ în tine, dar oricum gânduri sunt la tine în cap, da? Când vii la sală, te gândești la șeile, la șeile, la șeile, la probleme. Tu vii așa, tot uiți și ești în sală. Ești în sală după antrenament cu alte gânduri. Da, de exemplu asta. Seamnă, nici nu să te faci nici o rea, filmează-o. Filmează? Da. Let's go! Yep! Motherfucker! Încă... Așa. Este... Bă, ce bine merge! Da! Nu știu dacă se vede? Da! Păi suntem niște nebuni! Vapșie, practinaj din nou! După așa antrenament de azi, asta e jos ca de tăt! Asta e real la caif! Stai că l-am înscuit! Stai! S-a înscuit? Așa, mașcă! Ah, băieți, ne vedem acasă. Am spun, măcar l-a făcut și îți vă povestesc. Так, asta este ultimul cadru pe astăzi și ultima masă pe azi. E plus minus ora 9:30.
Da, trist. Și eu am aici cartofi, cartofi pire, pește și multe, multe salate. Aici varză, șpinat, avocado, pepine, niște suhare, pesmeț. Tot asta mâncăm noi după antrenamentul de azi. A, și Cristi vrea să vă arăte o leacă de bițuh. Cine nu știe, noi ne-am mutat împreună. Adică el a venit la mine cu traiul. Noi eu o să, după, eu pentru regim, noi amândoi ne pregătim pentru teagă. Noi amândoi suntem pe aceeași undă plus minus. Și asta e foarte, foarte bine. Când doi ai aceleași scopuri, aceleași interese, e foarte interesant. Pentru că noi îndoi asemenea. Da, da, ciocolată. Mă scuzați că am străgat, pentru că asta mă motivez când vorbesc. 320 până la 9, da, Cristi? 320? 322. 22, ok.